Salut tuturor, aici de SalXD. Am văzut că vă place să vă uitați la lucruri bântuite sau, nu știu, chestii de genul. Și astăzi am ales să fac top 5 locuri bântuite din București. Pe locul 5 este Casa Sângelui Negru, de pe strada Mântuleasa, numărul 33. Este așezată într-o zonă aparent liniștită. Această casă este bântuită de 3 demoni, dar și de o fantomă. Unii spun că ar fi chiar fantoma lui Mircea Eliade, alții spun că fantoma l-a inspirat pe savantul român să scrie seria de nuvele fantastice, precum Domnișoara Cristina. E supranumită Casa Sângelui Negru. Vecinii spun că noaptea se aude un sursur suspect dinspre poartă de la intrare și uneori dimineața rămân niște pete întunecate care seamănă cu cele de sânge. Aici au avut loc mai multe crime de-a lungul timpului. Fantoma pe care vecinii o numesc Bocănitoarea ar fi o prostituată care și-a găsit sfârșitul acolo la jumătatea secolului XIX. Casa aceasta nu a mai fost locuită din anul 1948. Pe locul 4 se află Casa Diavolului de pe strada Praporgescu. Probabil una dintre cele mai cunoscute legende urbane din București este cea referitoare la Casa Diavolului. Ar fi vorba de o entitate demonică, plină de ură și furie, care poate fi simțită de la depărtare, chiar din zona Batiștei. Se spune că în această clădire două femei au fost omorâte. Legenda mai spune că, în nopțile cu lună plină, numărul 666 ar apărea în mod misterios pe peretele din exteriorul casei. Pe locul 3 se află autobuzele fantomă din București. Este vorba despre autobuze fără călători, care fac pe înserat traseul Rosetti, Gara de Nord. Acesta este vechi și apare în jurul orei 2 dimineața. Autobuzul este gol și majoritatea martorilor l-au văzut circulând pe la universitate. Una dintre persoanele care a văzut troleibuzul 75 a fost o fată care a așteptat într-o noapte în stație la Teatrul Național troleibuzul 85 pentru a merge la Gara de Nord. Troleibuzul așteptat nu a apărut, în schimb în stație a apărut troleibuzul 75, cu ruta Piața Rosetti, Gara de Nord. Scrisă pe o hârtie pusă în geamul din față, urcată în mașină, fata a început să simtă un miros îngrozitor și a coborât. Când se pregătea să cheme un taxi, a văzut încă un troleibuz 75 oprind în stație. Acesta părea mai nou și mai curat, ea a fost singurul pasager al vehiculului. Șoferul nu putea fi văzut nicăieri, dar troleibuzul a mers fără oprire până la Gara de Nord. Peste ceva timp, martora întâmplării a verificat listele mijloacelor de transport ATB. Surpriză! Troleibuzul 75 nu apărea nicăieri pe ele. Pe locul 2 se găsește școala centrală. Locuri unde au fost simțite adieri reci și mirezme fetide. Acest loc a fost înființat de către Barbu Știrbei, acesta hotărând înființarea pensionatului domnesc de fete, devenit școala centrală de fete. Într-adevăr, școala pe care o găsim astăzi pe strada Icoanelui, în cartierul cu același nume, se numără printre cele mai vechi școli din București. Prestigiul școlii era dat de faptul că îi urmau cursurile fiicele marilor demnitari sau boieri ai țării, elita acelor vremuri. Spre sfârșitul secolului însă, școala avea să dobândească un alt titlu de noblețe care îi va marca durabil destinul, construcția noului sediu de către arhitectul Ion Mincu. Legenda spune însă că, atât în clădirea cu arhitectură istorică cât și în frumoasa curte interioară, au fost auzite de-a lungul timpului sunete stranii, au fost simțite adieri reci și mirezme fetide, au fost văzute obiectele vitând,
uși și ferestre care se închid și se deschid fără vreo intervenție umană. Pe locul întâi, după părerea mea, se află mănăstirea Chiajna. Viața mănăstirii începe undeva în secolul XVIII, în timpul domniei lui Alexandru Ipsilan. Zidurile groase, care o făceau impunătoare în comparație cu alte edificii similare, i-au adus însă ghinion, pentru că turcii ar fi confundat-o cu o cetate și ar fi asaltat-o. Mai mult, unele izvoare istorice ar arăta că între zidurile acesteia a murit, măcinat de ciumă, însuși mitropolitul țării românești, Cosma. Tocmai din aceste cauze, mănăstirea ar fi fost abandonată, iar clopotul aruncat în Dâmbovița. Cu toate acestea, amatorii de paranormal susțin că el încă se mai aude bătând în nopțile cu lună plină, lucru demonstrat, se pare, și de câteva înregistrări audio, cărora li s-a pierdut urma. Mai mult, se spune că pe unul dintre zidurile de lângă intrare se poate zări chipul unei domnițe frumoase. Mulți spun că ar fi vorba despre fica doamnei Chiajna, Ancuța, ucisă din ordinul mamei sale, căreia îi încălcase porunca măritându-se cu alesul inimii ei. Pe lângă toate acestea, în zona ar mai fi avut loc câteva crime și numeroase dispariții misterioase. Acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. În caz că nu ați făcut asta deja, cel de subscribe. Iar dacă vreți să vadă și alții, cel de share. Eu am fost TheSalXD și ne vedem data viitoare. O, și încă ceva. După toate poveștile astea, sau chiar întâmplări reale, țineți lumina aprinsă. Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator.